Numărul caselor de amanet din Petroșani se menține. Criza financiară nu a lovit casele de amanet, ba din contră, le-a menținut pe piața afacerilor. În criză de bani, nu puțin sunt cei care renunță la bijuterii pentru a obține câteva sute de lei. Astfel, potrivit celor din administrația locală, numărul acestor societăți comerciale este unul constant. Noi avem înregistrate la ora actuală un număr de 19 case de amanet care funcționează pe raza municipiului Petroșani. Un număr care este relativ constant dacă ne raportăm la anii precedenți. Înființarea unei case de amanet poate fi un proces mai dificil, deoarece aceasta are statutul unei instituții financiare nebancare ce trebuie înregistrată la Banca Națională a României. Autorizațiile se eliberează de autoritățile locale. Ei trebuie să vină până la primărie și funcție de, să zic, dacă respectă cerințele în vigoare, li se eliberează un document care atestă dreptul lor de a desfășura o astfel de activitate economică. Bijuteriile rămase în proprietatea unei case de amanet se încadrează în categoria bunurilor second hand.